și bine v-am regăsit alături de noi. Vedem că situația din Est este din ce în ce mai complicată, părerile sunt tot mai împărțite și ar trebui tratate cu foarte mare seriozitate. Problema Republicii Moldova pentru România, pentru Europa și pentru ce înseamnă stabilitatea în Est este deosebit de importantă. Apropierea războiului de noi, tensionarea situației în Transnistria sunt lucruri care nu trebuie trecute cu vederea ușor. Îl am alături de mine pe domnul profesor universitar Radu Carp, cu care vom dezbate despre situația actuală din Republica Moldova, perspective și totodată cum avansează războiul înspre noi. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația mea. Mulțumesc pentru invitație și bine v-am regăsit. Am să încep direct cu problema cea mai recentă. Vedem că se tensionează tot mai mult lucrurile, războiul vine tot mai aproape, se pune problema Odesei și dintr-o dată vedem o serie de tensiuni care apar cu Transnistria. Dintr-o dată războiul care mulți analiști anunțau ca fiind un război care vizează în primul rând Ucraina, vedem că el se transformă în acea miză regională pe care de fapt o vede Rusia. Pentru că războiul din Ucraina este relevant mai ales în ceea ce înseamnă ambițiile Rusiei în acest spațiu estic. Ce se întâmplă în Transnistria și de ce Transnistria devine o miză în războiul din Ucraina? În primul rând, cred că trebuie oferite câteva date despre Transnistria. Nu știm foarte multe despre Transnistria. Ca orice regim care se întreține din activități ilegale, nu dorește să împărtășească foarte multe date. Însă, din datele pe care le avem, populația Transnistriei este undeva la 700.000 de locuitori, dintre care, cel puțin la ultimul recensământ, o treime erau ucraineni, o treime ruși, o treime moldoveni. Deci există un echilibru foarte mare. E foarte adevărat că acest echilibru s-a stricat, în sensul că foarte mulți moldoveni au căpătat cetățenia română și au plecat din Transnistria, fie spre Republica Moldova, fie spre țări din Uniunea Europeană, odată cu liberalizarea regimului de vize. Deci, în momentul de față, spune că există o ușoară majoritate rusă, dar și o importantă parte a populației care se consideră ucrainean. S-a încercat crearea identității transnistrene, dar nu prea a reușit. De ce este importantă această precizare etnică? Pentru că în momentul de față, liderii transnisteni au afaceri cu Federația Rusă. Se pare că Transnistria este un producător de armament foarte important care se exportă în Rusia, dar și cu Ucraina. De ce cu Ucraina? Pentru că mulți dintre acești lideri și-au luat cetățenia ucraineană. Cel puțin până la 24 februarie au avut afaceri, mai mult sau mai puțin legale, nu asta este important, dar au avut conexiuni foarte importante cu Ucraina și datele pe care le avem ne ajută să înțelegem de ce Transnistria nu dorește intrarea în război, războiul din Ucraina, pentru că ar pierde acest avantaj de a putea să aibă afaceri atât în Federația Rusă, cât și în Uniunea Europeană, cât și în Ucraina. Mulți lideri transnistreni au și cetățenia română sau cetățenia altor state occidentale, deci ei foarte ușor pot să pătrundă și pe, și pe piața europeană. Transnistria este mult mai occidentalizată decât am crede. Chiar dacă se vorbește limba rusă, chiar dacă există apropierea aceasta tradițională de Rusia, nu mai este Transnistria din 1991, care depindea 100% de armata rusă, în care farul călăuzitor era Moscova. Eu cu totul altă Transnistria în momentul de față. E adevărat, mai mult decât atât au existat și o serie de probleme de-a lungul timpului, inclusiv în relația cu Moscova și în ce însemnau și anumite aspecte financiare. Dar vedem că războiul se apropie tot mai mult, vedem că se încearcă aducerea și Transnistriei în discuție și mai ales cu mize importante legate de Odesa. E adevărat că Transnistria
arată în mod cert că nu-și dorește să intre în război. Dar pentru mizele lui Putin ar fi importantă, de exemplu, Transnistria într-o eventuală acțiune militară spre Odessa? Da, Transnistria este importantă din două perspective. Pentru că dacă ne uităm la precedentul Belarus, un stat aflat în proximitatea Ucrainei poate să intervină în două feluri. Ori prin trupe proprii, ori prin folosirea teritoriului. Și aici, dacă liderii transnistreni au spus că sunt împotriva implicării în război, nu au oferit până acum un răspuns la o întrebare simplă. Ar fi de acord cu folosirea teritoriului Transnistriei pentru un eventual desant asupra părții de vest a Ucrainei, respectiv folosirea aeroportului din Tiraspol, de exemplu, pentru un desant rus și apoi traversarea graniței dintre Transnistria și Ucraina. Ucraina și-a luat anumite măsuri de prevedere, a distrus un pod care face legătura între Transnistria și Ucraina, dar există legături terestre care pot fi folosite. Din păcate, nu există o graniță naturală între Transnistria și Ucraina. Granița naturală este cumva pe Nistru, da? Nistru este o graniță naturală, dar între Transnistria și Ucraina e foarte greu să instituie o asemenea barieră. Asta este marea temere în momentul de față, că aceste provocări din partea Rusiei nu vor reuși să implice direct Transnistria în conflict, dar vor reuși să pună presiuni suficiente pentru ca teritoriul Transnistriei să fie folosit într-o eventuală operație de desant. Cu toate acestea, mie personal, mi se pare o asemenea operațiune foarte riscantă, pentru că am văzut ce s-a întâmplat în jurul Kievului și desantul aerian care s-a încercat la aeroportul din jurul Kievului a fost un eșec. Ucrainenii au avut date despre acest transport aerian și l-au nimicit. Deci există în momentul de față mai multe tendințe în Federația Rusă cum anume ar putea să implice în acest conflict din Ucraina, să mute cumva atenția dinspre Donbas, unde practic nu se întâmplă nimic. În fiecare zi Rusia câștigă un sat care este recâștigat de Ucraina și invers. Și se încearcă să se mute atenția. Însă, pe de altă parte, există și un interes al Ucrainei de a implica Transnistria, de a consolida o legătură cu Republica Moldova pentru a soluționa această problemă transnistreană, pentru a muta atenția de pe frontul din Donbas. Sigur, cel mai mult ar profita de pe urma mutării atenției partea rusă. Dar și partea ucraineană s-a prins cumva în acest joc și încearcă să țină ritmul și să focalizeze, pentru ca atenția să se focalizeze mai mult pe Transnistria decât până acum. În acest context a reapărut o dezbatere în spațiu public privind neutralitatea Republicii Moldova. Maia Sandu a declarat neutralitatea, a susținut neutralitatea, a făcut un declarație extrem de reținută, dacă stăm să ne uităm, de la începutul conflictului din Ucraina. Republica Moldova a acordat sprijin umanitar, dar și-a exprimat în mod vehement neutralitatea față de ceea ce se întâmplă. Multe voci, inclusiv din Republica Moldova, spun că neutralitatea s-ar putea să nu fie neapărat cea mai bună soluție pentru Republica Moldova în contextul actual. Considerați că este oportună continuarea acestei politici de neutralitate și este riscantă renunțarea la ea din punctul de vedere a Republicii Moldova, sau și Republica Moldova se află în fața unui moment de schimbare în care va trebui să se gândească dacă conflictul se apropie mult mai mult de ea și devine o amenințare directă, să renunțe la această poziție de neutralitate?
Neutralitatea Republicii Moldova este înscrisă în Constituție. Nu este doar un element de acord politic temporar, ci este o prevedere constituțională care se poate modifica foarte greu. Neutralitatea a fost un consens al forțelor politice după războiul din Transnistria, din 1991, pentru că era singura formulă. Dacă Republica Moldova nu și-ar fi proclamat neutralitatea, exista perspectiva foarte realistă ca ceea ce s-a întâmplat în Transnistria se întâmple și pe restul teritoriului Republicii Moldova. Deci atâta vreme cât există o amenințare militară și există trupe ruse staționate în Transnistria și există depozite de armament pe teritoriul Transnistriei, Republica Moldova nu are cum să renunțe la statutul de neutralitate. E un lucru bine cunoscut la Moscova și este un lucru bine cunoscut și în Ucraina. Și Ucraina știe foarte clar că poate să aibă partener Republica Moldova în integrarea europeană, în parcursul spre Uniunea Europeană, dar în ceea ce privește NATO, chestiunea este cu totul alta. Cu toate acestea, eu consider că Republica Moldova, fără să renunțe la neutralitate, a trebuit să insiste mai mult pe înzestarea armatei pentru a disuada alte forțe politice din regiune care ar tinde s-ar gândi la o eventuală agresiune. Și cred că declarațiile de la Chișinău din ultima perioadă, în ultimele zile, merg în aceeași direcție. Adică multă vreme armata Moldovei a fost total neglijată și un stat neutru este puternic atunci când are și o armată puternică. Vedem cazul Austriei sau Finlandei sau Suediei, țări care au fost sau sunt în continuare neutre, dar care au forțe armate destul de bine organizate și tot atât. Vedeam un interviu cu Iurie Leanc, fost prim-ministru al Republicii Moldova în perioada 2013-2015, care spunea și el la rândul său că ar fi importante investițiile acestea în armată, dar el mai avansa o idee. O idee care este oarecum și contradictorie cu sondajele de opinie, dacă ne uităm, mai ales în ceea ce înseamnă intenția populației față de apartenența la UE, respectiv la NATO. El spunea că cea mai ușoară soluție pentru Republica Moldova sau cea mai accesibilă pentru Republica Moldova pentru a-și asigura securitatea este unificarea cu România. Dacă ne uităm în sondajele de opinie, aceasta nu este una din preferințele neapărate a Republicii Moldova și cu atât mai puțin apartenența la NATO. Considerați că este aceasta o soluție și este fezabilă? În momentul de față, sondajele nu sunt foarte convingătoare, adică populația ezită în general să se manifeste în favoarea unirii cu România. Cred însă că războiul din Ucraina a schimbat și va schimba radical aceste date, pentru că Republica Moldova a văzut foarte clar ce înseamnă a fi în NATO și Uniunea Europeană și respectiv a nu fi. A nu fi înseamnă riscul de a fi agresat chiar și atunci când îți proclam neutralitatea, chiar și atunci când nu vrei să fii parte deloc într-un conflict, conflictul vine peste tine. Nu ai încotro, nu poți să scapi din cauza poziției geografice. Cred că aceste date se vor schimba foarte mult. Nu știm cum vor arăta ele, însă, pe de altă parte, Republica Moldova are două posibilități în acest moment. O prima posibilitate este cea de a fi parte în Uniunea Europeană și atunci problemele se rezolvă de la sine, în sensul că, vedem, sunt state de dimensiune Republicii Moldova care sunt foarte prospere în Uniunea Europeană, nu în afara ei. Da? Deci, de exemplu, Slovenia e un stat de dimensiune Republicii Moldova care în Uniunea Europeană o duce foarte bine. Da? Vedem state, iau exemplu Macedoniei de Nord, în afara Uniunii Europene, evoluează, progresează, dar nu este la nivelul Sloveniei.
Deci Republica Moldova a văzut foarte clar care este diferența și de aceea integrarea europeană este o soluție. Unificarea cu România iarăși este o soluție pentru că asta scurt-circuitează cumva acest traseu european, însă se pune o mare problemă în momentul de față, o problemă care nu a fost anticipată nici la București, la Chișinău, respectiv apartența la NATO. România este partea NATO, Moldova nu este partea NATO, deci eu cred că Rusia, care era până la războiul cu Ucraina destul de favorabilă, va chiar încuraja discret unificarea în sensul de a... Pentru că Rusia nu recunoaște acest principiu de dreptul internațional al inviolabilității frontierelor, Rusia încurajează tacit orice modificare de teritoriu în Europa. Astăzi datele s-au schimbat și nu cred că Federația Rusă va fi de acord. Lansez așa, ne gândim la un scenariu ipotetic, nu va fi de acord ca Republica Moldova să facă parte din România, dar să se extindă și protecția NATO prin simplu fapt că vorbim de un stat unitar. Aici este problema care va începe să fie discutată, cred eu. E un argument împotriva unioniștilor în momentul de față, dar cred că avansul în direcția integrării europene rezolvă nu toate, dar mare parte din problemele Republicii Moldova. Da, și este un parcurs dificil, lung, dar care în mod cert oferă toate aceste avantaje. Vă mulțumesc că ne-ați acceptat invitația și că ați ales să fiți alături de noi astăzi. Ne vedem la următoarea emisiune. O zi bună vă doresc!